Mult așteptată fuziune dintre PDL și PNL nu se va face în niciun caz anul acesta. Liderul PDL Goj Dan Vulceanu vorbește despre alianța care se va forma între partide pentru alegerile prezidențiale. Fuziunea probabil din punct de vedere legal în ceea ce privește documentele depuse la tribunal va fi gata undeva în luni, 12 luni. În privința candidatului comun pentru fotoliul de președinte, Vulceanu afirmă că se va face un sondaj de opinie, iar persoana care va obține cel mai bun scor va fi susținută la alegerile pentru Cotrocenii. În această lună va avea loc un sondaj uh, agreat de ambele partide, și de PNL și de PDL. Vor fi uh, testate opțiunile cetățenilor în legătură cu mai multe personalități. Uh, și din PNL și din PDL. Deocamdată oficial în cursa pentru cotroceni se află Crina Antonescu, Claus Iohannis, Mihai Răzvan Ungureanu și Cătălin Predoiu.